Salut și bine v-am regăsit la un nou clip de fotografie, în care vreau să povestim puțin despre watermark. E un subiect pe care nu l-am abordat până acum pe canalul meu și mă gândeam zilele astea la faptul că nu mai pun nici măcar eu watermark de ceva timp. Dacă poate vă întrebați ce înseamnă sau la ce mă refer când spun watermark, mă refer la semnătura pe care puteți să o puneți pe fotografiile voastre atunci când fie aveți o lucrare, un contract, un proiect, fie când aveți un proiect personal sau când pur și simplu fotografiați pentru voi și postați undeva. Ce înseamnă de fapt ideea asta de watermark și de unde a pornit? Care-i treaba cu el? Watermark-ul sau semnătura, de fapt, reprezintă încă din cele mai vechi timpuri modalitatea pictorilor, pentru că de acolo a pornit inițial, de a-și semna lucrările și de a se face cumva cunoscuți prin lucrările lor. Atunci când o lucrare era trimisă într-un anume loc sau era realizată, pictorul respectiv se semna, fie pe spatele tabloului, fie chiar pe pânză, în felul acesta devenind cunoscut printre cei care priveau tabloul sau cei care se uitau la respectivul tablou. Se știa al cui este. În afară de stilul de a picta, bineînțeles, mai era recomandat și de semnătura propriu-zisă. În zilele noastre, atunci când vine vorba despre semnătură, se practică și nu se practică. A fost un trend la un moment dat în care toată lumea semna lucrările cu X Photography și era peste tot chestia asta. Dar ideea asta a watermark-ului mi se pare ușor controversată și o să vă explic și de ce. În primul rând, când vorbim despre semnătură, trebuie să avem grijă că ea poate avea atât plusuri cât și minusuri. Printre plusurile pe care o să vi le enumăr, avem în felul următor posibilitatea de a ne face remarcați. Dacă cineva vede fotografie care are semnătura noastră, o poate căuta semnătura respectivă și ne poate găsi în felul ăsta, mai ales în era social media. O altă parte pozitivă a semnării lucrărilor este faptul că în momentul în care îți expui în online sau pe peste tot lucrările tale, nu doar marketingul este cel care te va ajuta, ci și faptul că nu vor putea fi sau vor putea fi furate sau atribuite unei alte persoane mult mai greu. Având semnătură pe imagine, clar că trebuie cineva ori să cropăiască imaginea, ori să se chinuie puțin ca să fure imaginea respectivă. Știți că există chestia asta cu, wow, uite pe Google, apus de soare, găsești o poză, ce faină e, click dreapta, save as desktop, background sau salvăm un telefon și ne punem pe post de background sau de ecran și așa mai departe. Însă nimeni nu știe cine a făcut poza aia, nimeni nu postează nicăieri, așa că semnătura poate veni de folos. Sau în cazul în care, să zicem, că vindem imagini pe stoc, pe site-uri de genul ăsta, în momentul în care ne aflăm cu pozele acolo, sunt o grămadă de poze care ați văzut voi ca watermark pe toată imaginea și e clar că alea vor fi super greu de furat sau de însușit pe o cale mai puțin legală, să zicem. Și un al treilea avantaj pe care eu l-am descoperit de curând, care cumva e mână-mână cu cele două despre care am vorbit mai devreme, ar fi faptul că dacă aveți, și aici nu mă refer doar la imaginile digitale, mă refer și la printurile fizice, dacă aveți cumva lucrări, indiferent de care, este bine ca lucrarea respectivă, din punctul meu de vedere, este bine să fie semnată cu pixul, cu mâna, chiar din digital înainte să fie printată, oricum ar fi ea, dar este bine să fie semnată, pentru că nu veți ști unde ajunge lucrarea respectivă, dacă va fi nevoie să o recuperați, cum a fost cazul meu cu unul din tablourile pe care le-am descoperit pe OLX întâmplător, și nu puteam dovedi, norocul a fost că am semnat lucrarea respectivă și mi-am adus aminte de treaba asta. Dacă există probleme sau situații cu lucrările voastre, semnătura este singura sau printre puținele care vă pot ajuta pe voi să vă recuperați obiectul respectiv sau să dovediți că e al vostru. Deci, cumva, asta iarăși este o modalitate de a vă salva sau o metodă de precauție. Spuneam mai devreme că există și părți negative. Și când vorbim despre fotografia digitală și despre faptul că foarte, foarte multă lume are tendința de a-și semna pozele tocmai pentru a-și pune amprenta cumva, ceea ce, cum am spus și mai devreme, nu este un lucru rău, din exces de zel există acele semnături care nu fac cinste pozelor. O fotografie care este extraordinar de bună poate fi ușor stricată cu un watermark prost plasat, un watermark cu un fond greșit, cu o dimensiune prea mare sau prea mică. Poți ruina foarte simplu chiar poza și îți poate face chiar o defavoare. Așadar, în momentul în care te hotărăști să faci acest lucru și să-ți semnezi lucrările, când te hotărăști să ai un watermark pus pe imagine, prima dată ar trebui să te gândești că dimensiunea nu ar trebui să afecteze niciun fel, nicio parte a imaginii.
Evident, dacă nu vorbim despre mostre trimise către selecționare, selectare și e clar că acolo nu e cazul să fie nimic artistic, dar dacă trimiteți către online, către site-ul vostru, către tot felul de pagini poate de specialitate, un watermark mare de tot sau un watermark iarăși care este scris cu un font Times New Roman sau cine știe ce fonturi din astea word-like, mi se pare că nu fac altceva decât să strice fotografia. Deci trebuie să aveți mare, mare grijă atât la font, pe care trebuie să-l asortați cumva cu stilul vostru, cu brandul vostru. Aici e nevoie de un pic de latură artistică în care să vă gândiți cum să faceți ca lucrurile să iasă bine și să nu fie nici genul ăla de clișeu, de semnătură clișeică, totodată nici genul ăla de semnătură care să se vadă. Este important să se vadă că de-aia semnăm, dar totodată este important să se afle, să fie ascunsă undeva, nu neapărat să fie la vedere, in your face. Cum putem să facem treaba asta? Sfatul meu ar fi să încercați să vă căutați un font care simțiți voi că este în concordanță cu stilul vostru de a fotografia, cu imaginile voastre, ceva mai romantic, ceva mai serios, ceva mai sobru, ceva mai creepy, ceva mai indiferent de cum simțiți voi. Ulterior, încercați să micșorați respectiva semnătură până în punctul în care este sesizabilă, dar nu atât de sesizabilă încât să o vezi din prima. Iar, nu în ultimul rând, încercați să o duceți într-o transparență mai redusă. Pe vremea când însemnam eu lucrările, am început tot așa cu semnătură, nu neapărat foarte mare, dar era opacitate maximă, iar mai apoi am scăzut opacitatea să fie aproape ușor transparentă și de regulă era într-unul din colțurile stânga, dreapta, sus, jos, indiferent, sau chiar poate pe o margine undeva din imagine. Contează foarte mult să țineți cont de unde se află acțiunea în imaginea voastră, care este centrul de interes în imaginea voastră, în așa fel încât atunci când vă alegeți locul în care să puneți watermark-ul, să nu se afle chiar pe subiect, chiar pe locul în care privirea se duce prima și prima dată. Puneți-o mai într-un colț, retrasă, pentru că în caz de furt e clar că acolo va fi și e un avantaj să nu fie neapărat in your face, pentru că fiind mai puțin vizibilă, știți doar voi unde ați pus-o, dar totodată să fie suficient de vizibilă încât dacă cineva vrea să caute informații despre poza voastră, să o vadă. În ceea ce privește modul în care vă alegeți fontul, așa cum am spus și mai devreme, încercați să nu folosiți fonturi care nu au legătură cu ceea ce faceți voi sau să schimbați fontul de la o semnătură la alta. Gândiți-vă la semnătura digitală sau la semnătura voastră de artist exact ca la semnătura voastră din acte. Vă alegeți una și să rămână aceea, pentru că în felul ăsta, alături de stilul vostru fotografic, veți putea fi recunoscuți și după semnătură. În momentul în care cineva vede o literă sau o siglă micuță, va ști persoana respectivă că, ok, asta e poza lui Xulescu, știu că el semnează așa, ăsta e brandul lui, deci clar va fi un semn distinctiv față de celelalte semnături. Semnătura poate fi câteodată și o modalitate de a vă îmbogăți imaginea, pentru că am văzut semnături atât de frumoase și atât de bine alese în concordanță cu fotografia respectivă, încât mă gândeam, wow, cât de bine dă! Sunt semnături care sunt ele în sine artistice, modul în care sunt trecute literele. Iarăși o chestie foarte importantă mi se pare să nu vă alegeți un nume sau o semnătură foarte mare. Sunt persoane care dacă, nu știu, și-au ales brandul Andrei Vasile Cristian Photography, pun absolut toată chestia asta. Puteți să faceți doar selecția și să alegeți doar inițialele și apoi Photography sau puteți să, chiar și a mea la un moment dat era și simțeam că este cumva destul de mare detail within a photo, sunt multe cuvinte, dar cu toate astea am găsit un fond care simțeam eu cumva că reușește să fie așa și estetic și din poveste și să funcționeze cu imaginile mele. E extrem de important și cumva, în timp ce vorbesc cu voi, vin în minte tot felul de watermark-uri din alea care sunt puse pe mijlocul ecranului, care sunt scrise cu Arial, care sunt bolduite, care sunt roz, verzi. Este important să fie subtilă. Eu așa văd semnătura pe o fotografie și gândiți-vă că pictorii nu semnau în culori sau în 500.000 de nuanțe sau o puneau pe tot ecranul. Semnătura, din contră, era un colțișor mic, de obicei în josul tabloului în care se semnau, într-un loc în care, așa cum am zis și anterior, nu afecta în niciun fel imaginea. În cazul în care vorbim despre mostre pe care putem să le trimitem către sortare, către cineva și vrem să facem o selecție a tuturor imaginilor pe care le-am tras la un anumit shooting, evident există varianta asta de a aplica ideea de sample peste fotografii și de a le scoate într-o rezoluție mai mică în așa fel încât să nu poată fi furate. Acolo e normal că nu punem o semnătură mică și subtilă undeva în colț, că aia se cropăiește și am scăpat de ea. Ideea este că în zone sau în situații în care clar avem nevoie să acoperim și să blocăm ecranul, acolo putem foarte fain și frumos să scriem și de 10 ori semnătura,
sau watermark-ul și să-l punem de colo până acolo ca să acoperim fotografia, nu într-atât încât să nu mai poată fi văzută, dar suficient de mult încât să nu poată fi utilizat. Asta este o altă discuție și aici discutăm despre semnătură ca modalitate de protecție în situații de genul contracte, proiecte și așa mai departe. În ceea ce privește stocul, la fel, dacă vă uitați pe Shutterstock, foarte, foarte multe imagini și videouri au sigla aia de la Shutterstock și este pusă cumva în diagonală, tocmai în ideea de a fi foarte greu de scos. Dacă ai răbdarea de pe lume, probabil că o scoți în 3 ore, 4 ore, dar cred că nimeni nu stă să-și bată capul, mai bine dai 3, 4, 5 euro cât costă, decât să stai și să-ți bați capul atât de mult. Tocmai ăsta este rolul semnăturii la modul ăsta și a watermark-ului, să protejeze în astfel de situații. De asta zic că există o diferență de intenție atunci când ne semnăm imaginile și ne gândim că vrem să le protejăm de ceva sau doar vrem să le folosim pe post de marketing. În ceea ce privește internetul, în general, din punctul meu de vedere, orice ajunge pe internet nu poate fi protejat 100%. Există persoane extraordinar de bune care fac chestia asta, există hackeri, există oameni care salvează lucruri și le modifică și le transformă, așa că chestia asta cu watermark-ul poate și nu poate funcționa, însă eu în continuare aș zice că e bine câteodată să vă pune semnătura. Recunosc că eu din comoditate de ceva ani de zile am renunțat la chestia asta, însă a fost un semnal de alarmă când mi-am dat seama atunci și mi-am descoperit fotografiile atunci că e important să ai fotografiile semnate și este important să vezi tot timpul acolo numele tău pe imagine, pentru că nu știi unde ajunge poza respectivă, nu știi cum vei fi contactat și de către cine în cazul în care e nevoie de așa ceva. Așadar, eu zic că un watermark e bine să fie bine gândit, e bine să fie în concordanță cu brandul vostru, pentru că, unu, vă protejează și, doi, vă ajută pe voi să ajungeți mai departe la celelalte persoane, pentru că nu de multe ori sunteți menționați în surse sau sunteți menționați pe postările altora care vă folosesc imaginile și atunci asta ar fi varianta cea mai simplă de a vă afla totuși acolo, chiar dacă n-aveți un tag, n-aveți o mențiune, nu sunteți trecuți nicăieri. Deși ăsta este un clip relativ scurt, zic eu, sper că este folositor, nu am ce să povestesc mai mult de atât pe subiectul watermark. Am vrut să ridic un fel de semnal de alarmă în ceea ce privește ideea de semnătură pe fotografii și să vă reamintesc că nu e rușine să semnezi fotografiile, ba din contră, mi se pare că e o practică elegantă dacă este făcută cu cap și este o practică ce pornește încă din cele mai vechi timpuri, din antichitate, de când existau picturile, și este super ok să ai o imagine semnată. Evident, dacă vorbim de un contract pe bani și persoana respectivă a plătit pentru pozele alea și tu îi dai pozele respective, aici trebuie discutat dacă încurcă sau nu semnătura ta, pentru că este cu totul altă poveste. Dar în cazul în care vorbim despre propriile imagini, despre sample-uri, despre lucruri pe care le postăm în online și așa mai departe, este mai mult decât util să aveți o semnătură acolo. Așadar, eu zic să vă gândiți la treaba asta și chiar aș vrea să-mi lăsați în comentarii câți dintre voi își semnează fotografiile atunci când le postează sau dacă nu le mai semnați, de ce n-ați mai făcut-o? Chiar aș fi curioasă să văd părerile voastre în ceea ce privește semnătura. Cam asta a fost clipul de astăzi, eu sper că l-ați găsit util, după cum am spus, chiar dacă a fost mai scurt, însă este o informație destul de concentrată, așa că nu aveam cum să o lăbărțesc mai mult de atât și sper că v-a dat ceva de gândit în sensul ăsta. Vă mulțumesc dacă ați fost alături de mine în clipul de astăzi. Nu uitați să-i dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați canalului pentru clipuri de fotografie și lifestyle. Vine în curând Christmas time sau Vlogmas, în care ne vom vedea zilnic de pe 1 decembrie până pe 24 decembrie cu câte un vlog zilnic în care vom vorbi de poze, de viață, mă veți vedea în ambientul meu. V-am pupat, sper să aveți o zi minunată și ne vedem în clipul viitor. Ciao, ciao!